Din nou pe lacul Iovanu. Este un lac extraordinar de frumos, poate unul dintre cele mai frumoase lacuri, nu poate, sigur, unul dintre cele mai frumoase lacuri din România, lacuri de munte, de acumulare, cu condiția să nu fie golit, să fie plin. De data asta este plin, aproape la nivel maxim. M-am întâlnit aici cu prietenul meu, Bogdan. Bogdane, bună. El vine mai des decât mine aici, pentru că lupeni sau uricani ești? Uricani. Uricani. El este din Uricani și e mai aproape de el, vine mai des. Și îl mai controlează. El m-a sunat că e plin, drept pentru care am hotărât, hai să venim să vedem ce treabă facem la pescuit. Peștii sunt acum pe suprafață. Lacul este aproape la maxim, plin. Să sperăm că o să avem o partidă bună de pescuit. Da. Acum facem o partidă de pescuit de seară. Se lasă seara, suntem undeva în jurul orei 6 fără ceva. O să facem o partidă de pescuit de seară pe coada scurtă, coada Iovanu. Deocată căutăm cleanul la ora asta. O să intrăm pe lac. El e cu un caiac, eu sunt cu barca cu motor electric, barca pneumatică. Ne apucăm și îl căutăm. Acum, ceea ce auziți, bănuiesc că se aude, este muzica Carpaților, cum am numit-o de multe ori. Sunt mașinile care exploatează lemnul aici în zonă. Și aici, ca în alte părți, sub munții Godeanu, lemnul nu scapă de drujbe. Hai să mergem la bărci și după aceea mai povestim pe lac. Okay. Hai, vidruța. Vidra, vidrulina. Oh, am fost aici cu frate, tot vitre cu cârtiță de atâtea ori. Adevărul că ai fost și tu când erai micuț, aveai vreo 3 luni, 3 luni jumate, nu ți-o duce aminte, așa-i? Na, hai în bărcuță. Hai, stai acolo. Dane, cum facem? Mai o să mergem pe eu zic să luăm malul ăla și să ne întoarcem pe malul celălalt. Ok. Încep, după cum se obișnuiește la pescuitul cu neluci, pe lacurile de munte, trebuie schimbate o groază de momeli. Nu știi niciodată la ce mănâncă și atunci scot la încălzire niște voblere. Din astea o să alegem, că nu știu, deocamdată ajung și mai vedem. Da, așa cum spuneam, lacul Iovanu, unul dintre cele mai frumoase lacuri de acumulare. Acum, în actuale condiții în care marile acumulări din vârful munților din România sunt foarte, foarte frecventate, nu numai de oameni, ci chiar și de bărci, cu motor, Iovanu chiar rămâne alături de, să spunem, mă rog, Vidra, poate lacul Floroiu, unul dintre puținele. Floroiu fiind cunoscut mai degrabă sub numele de lacul Drăgan, unul dintre puținele lacuri. El e și foarte curat, pentru că drumurile din jur sunt extrem de proaste, se ajunge greu aici. Atunci turiștii care vin sunt foarte rari, în plus în amonte nu are nici un fel de localitate, deci nu există băștinaș, atunci o să vedem pe el foarte puține peturi, adică fac pariu că dacă acum fac în conjur tot perimetrul lacului, nu găsesc 30 de peturi, ceea ce pentru România este nu record, ceva extraordinar. Na, în alte lacuri nu prea se întâmplă treaba asta. Vidruța, stai cu minte să nu cumva să sari în apă. Nu sar tu, că ești fricoasă. Așa. Așa, uite, de aici începem să pescuim. Uite, asta e un loc bun de pescuit. Nu fac speranțe, încă nu e ora, nici nu știu. Îmi place când lacul este sus, asta nu este o garanție a faptului că peștii se vor hrăni și vom prinde, dar îmi place când lacul e sus, pentru că atunci peisajul e grozav. Dacă lacul e jos, gândiți-vă, dedesubt a fost o pădure care a fost tăiată și este un deșert așa plin de bușteni tăiați. Nu-mi place cum arată. Da, și nu știu cui ar place. Dar, în schimb, acum arată grozav și nici nu mă interesează foarte mult dacă prind. Am vreo 2-3 cleni, om prinde, că mănâncă, că nu mănâncă. Asta urmează să vedem. Nu trebuie să ne stresăm.
Să schimb puțin, pun același wobbler, același model de wobbler, da. Asta e de 2,5 cm și vreau să pun unul de 3,5 cm. Unul ca să arunc mai departe și doi ca să se sfunde mai jos. Uite, am venit pe partea asta vreo 200 de metri, n-am avut absolut nicio prezență. Nu numai că n-am prins, n-am avut nici măcar o lovitură și nicio prezență, n-am văzut nicio urmărire. Asta e la Bogdan, care a mers pe partea umbrită, să vedem ce zice el. Bine, acum ne apropiem de coadăl, s-ar putea ca lucrurile să se schimbe. În perioada asta, creanul în apele de munte, în apele de altitudine, intră în reproducție, suntem la sfârșitul lunii iunie, chiar ultimele 2-3 zile, intră în reproducție și se comasează pe cozile de lac. Nimic, Bogdane? Nimic, Dane. Nici eu n-am avut nici măcar o urmărire. Poate prea devreme. Bine, și un pic prea devreme și acum ne apropiem de coadă. Mă aștept ca mai spre coadă. Poate ne intră un păstrăv. Pe wobbler mai greu. Uite că vine și Samu, noi nu suntem singuri aici, mai este un prieten. Dar ăia mari să știi că nici nu prea sar. E cu plină furnica de nas. Da. Eu tot schimb acum wobblere, știi? Aici nu trebuie deranjat, știi? Trebuie să mă mișc foarte, foarte ușor. No. Da. Nu cine știe ce, dar decât nimic, mai bine, îl țin pentru cine, da? Îl țin pentru cină. E onorabil. Până la urmă, din toată aventura aia, cu umblatul pe acolo printre bușteni, cu vâzlitul, cu trasul la greu, s-a lăsat cu un clenuț. Bogdan a mai avut unul mare care a intrat în plante și Sam a mai pierdut unul mare. Acum o să mergem să dormim. Am venit și am avut un drum lung de la Cluj, trezit de la 4 dimineața. Mâine dimineața, la prima oră, trezirea și ieșim pe lac și începem un pescuit serios. Mâine mergem către baraj și în golfurile din jurul barajului. Na, către casă, adică către corturi. Și mâine la treabă. Vidra, mâine lucrăm, da? Da? Din nou pe lac, acum de acolo, de la Corturi, de unde stăm către coada Iovanului, așa se numește, am venit aici la către baraj. E un baraj de arocamente, frumos, o să mergem chiar la arocamente, la Bolovani. Am făcut de acolo trenă până aici, pot să vă spun că este prima dată de când vin eu pe lacul ăsta, când de la Corturi până la baraj nu prind nimica. Am pus un băț cu un colingur oscilantă de păstrăv care merge mai adânc, și un wobbler. N-am avut nici măcar o prezență. Neobișnuit în lacul ăsta, de obicei mănâncă când lacul e prind și în creștere, și acum e prind și în creștere. Acum să vedem la baraj ce treabă facem. Hai că sunt. Fața ta la 40 de metri. Da. Nu, eu nu văd, din păcate. Da, văd. Dei. Nu, la mine în asul mi-am uitat ochelarii și eu schior fără ochelari. Vei că trebuie să prinzi. Uite sapă lângă tine.
Cea care vezi tu la suprafață făcând zgomot, aia-s mărunții. Nu. Agățătură. Asta este un golf foarte frumos, un golf în care ei, când au făcut lacul, au tăiat copacii. Na, aici au lăsat câțiva copaci, cred că fiind un intrând de stele, a fost greu să, când au exploatat, să-i scoată. Și au lăsat aici și foarte frumos, pentru că totdeauna copacii ăștia ies din apă. Acum nu știu câți ani o să mai reziste, ei sunt putrezi, deci de pe vremea când s-a făcut barajul Iovanu. Mișcă nimic, sau cel puțin nu pot spune că mișcă. E aproape mort lacul. Am urcat pe vale, pe vale Ivanu sau Iovanu. Unii spun într-un fel, alții în alt fel. Oficial e denumită Ivanu. Deși din legende, pentru că toate toponimiile locului de aici vin din legenda lui Iovan Iorgovan, ar veni Iovanu, nu contează. La vale spune Ivanu, o vale extrem de accidentată. Să vedem ce păstrăv mai este pe apă. Eu mai fost aici la pescuit, era păstrăv, dar mărunt. Na, e curios dacă între timp l-au lăsat să crească sau l-au braconat. Îmi dau drum așa ușor. Nu e ușor de mers. Uai, ce urzici! Cade la prima aruncare. Încă de la prima aruncare am și avut o captură, după cum așteptam, un păstrăv modest, micuț, la 17 cm. Hai. Hai că ești cu minte, hai să dau drumul. Nici nu-i prins rău. Am reușit să le eliberez, o să-i dau drumul. Așa cum așteptam, păstrăv mic, nu-i mare, asta este. Fiind în zonă, am găsit că e o bună oportunitate să explorez din nou Valea Sohodolului. Am mai fost acum vreo 7 ani aici, cu rezultate foarte bune și vreau să văd după 7 ani ce s-a ales de râul ăsta. Am venit așadar pe Valea Sohodolului, situată undeva între Baia de Aramă și Târgu Jiu, în apropiere de Târgu Jiu, o vale foarte frumoasă. S-au filmat multe filme aici, în zona asta, între care Drumul Oaselor, de pildă. O vale foarte frumoasă, cu volum, care avea pește, cum vă spuneam. Ce mai are, o să vedem acum. A doua captură, deocamdată sunt foarte mici. Nu mai a avut unul agățat, dar a scăpat. Sunt foarte, foarte mărunți. Extrem de mărunți. Acum, vreo 7 ani când am fost aici, nici nu prindeam așa mici. Da, în fine, să vedem, mai sus. Mai insistăm.
câte unul mai de Doamne ajută. Dar nu, nici noi de Doamne ajută. Foarte mărunți. Că n-ar fi, că deja am prins trei, da. În 10 minute, da. Săracii... Mititel. Hai băi, Mititelule. Domnul Mititelu, dacă toți suntem în zonă. Domnul Mititelu... Du-te. Ce deosebire văd eu între Valea Sohodorului, pe care am pescuit-o acum 7 ani, și cea de acum, este între dimensiunile peștilor. Erau mai mari păstrăvii. Dar așa sunt. Adică se prinde. Uite, am prins deja unul. Vezi că acum, odată cu seara, începe să mănânce cât de cât. Am prins unul. Hai mă, băiete. Și încă destul de frumușel. Bag mâna în apă. Ca să-l... Să nu iau solzii de pe el. Uite-l. La dimensiuni egale, absolut. Logeală, 20 de centimetri. Hai, du-te. Băi, fugi. Fugi, băiete. Așa. Altul, uite. N-am început bine să pescuiesc, cum vă spuneam, eram pesimist, dar cel puțin la pescuitul ăsta la linguriță rotativă, iată că rezultatele sunt extrem de bune. Ei, în sfârșit, am prins unul la 24 de centimetri, frumos. Mărișor, iată că strădania pescarului, până la urmă, bine, dar ce s-a încurcat pe aici, vai, mă, băiete, băi, disciplină, te rog frumos, dacă vrei să te eliberezi, te rog frumos. Na. S-a dus o linguriță de 45 de lei. Asta este. Punem alta. N-avem încotro. Punem ceva mai ieftin. Că dacă se duce, apa e și opacă și adâncă și nu văd când arunc dacă este ceva sub apă. Da, unul mai bine îmbrăcat de data asta. Un cojoc mai strâns pe el. Opa! Da. Asta este un păstrăv de dimensiuni regulamentare la un 23 de centimetri. Da, deja am ajuns la amiază, nu mai pescuiesc, de fapt asta am vrut să fac, să intru 2 ore pe Valea Sohodorului să văd cum s-a transformat. Una peste alta, păstrăv sunt, însă de dimensiuni mai mici. Am impresia că nu mai este în administrație, era în administrația unei asociații de astea de pescuit particulare și îl păzeau toată ziua. Am impresia că nu mai e în asociația ei și atunci, ca peste tot, lumea ia peștele mare și îl duce acasă. Dar sunt convins că sunt și mari, dar mai rar. Oricum nu e cel mai bun moment a zilei de pescuit. Seara era minunat să pot pescui. Nu pot, trebuie să ajung la multe sute de kilometri depărtare. Mergem către casă. Despre asta a fost vorba la natură și aventură. Pescuit în 2 locuri minunate. Lacul Iovanu și Valea Sohodorului. Până data viitoare, la revedere!